Accidentul s-a produs între localitățile Șimian și Hinova. Martorii povestesc că șoferul care a vrut să intre pe drumul lateral era parcat pe partea dreaptă a șoselei. Din spate venea un autoturism care circula cu viteză mică, iar în depășirea acestuia intrase o altă mașină. Se pare că șoferul care a făcut virajul la stânga nu a văzut acest autoturism, care l-a lovit în plin din lateral. După impact, ambele mașini au ajuns în șanț. Noi am depățit Dacia aia de acolo și când eram la 5 metri, mașina aia de acolo în fața noastră, aici. Și de dură mânea și nu mă ieși. A vrut să întoarcă? Ce a vrut să facă? Sau să intre aici? Cred că părea, dar așa. Veneam pe drum dinspre Hinova, spre Vânjumare, mă depășit băiatul cu Skoda, a pus să-i puțin pe frână, dar Loganul care este în șanț, făcut stânga imediat pe loc. Era parcat aici? Da, undeva pe aici așa, pe... Și omul deja era în depășire, deja era după banda 2. Bărbatul încarcerat a fost scos de pompieri. Împreună cu alte două persoane cu care se afla în mașină au fost transportați la spital. Și o altă persoană, o femeie aflată în celălalt autoturism, a ajuns la spital. La sosirea pompierilor, o persoană se afla blocată într-un autoturism și a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru extragerea acesteia. Cel mai grav traumatism a prezentat conducătorul unuia dintre automobile. Și s-a acordat primul ajutor, a fost dus în siguranță la spital, unde va primi îngrijiri în continuare, se vor face investigații, și celelalte trei victime femei, care au prezentat și ele traumatisme, dar nu, starea lor este stabilă. Șoferul vinovat s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Ambii conducători au fost testați, dar nu consumaseră băuturi alcoolice.